Red Code. Neața! Neața! Atât? Bună dimineața! Am venit să ne cunoaștem dâns și să fac parte dintr-un proiect muzical. Mi-a zis în casă să zic ceva și de un DJ. Cine e, domnul? DJ Adrian Șaguna. Cum te cheamă? DJ Adrian Șaguna. Super! Era... Adrian Șaguna. Mă, stai, erai gata să ai nume de liceu. Vocea proiectului Red Code este Sorin. Așa, exact. Aici, în persoană. Și voi veți cânta piesa... Rumba Preciosa. Înțeleg, este ora de muzică de cameră. Muzică, exact, exact. De cameră, de dormitor, de sufragerie. De mașină? Depinde unde ne prinde. Red Code, doamnelor și domnilor, astăzi la neața vor cânta muzică de mașină. Ce faceți? Cu ce se mănâncă treaba pe care o faceți voi? Se mănâncă cu mult dans, da? Multă fete frumoasă. Yes. Muzică care merge să o asculti atât în mașină dimineața, seara, pentru că te bine dispune. Uh-huh. Da? Nu cred că după ce vom asculta melodia vei putea să nu o fredonezi. Da? Da, tu ce ai vrut să faci când... Bucătar pe avion. Nu știu dacă există meseria asta, da. Cum? Bucătar pe avion. Păi nu e cu mâncarea gata făcută, deci... Știu, dar pe atunci... Deci vrei să nu faci nimic, doar să iei bani. Exact. Am înțeles. Exact. Și tu... să am prieteni stoardeze. Bun asta. Tu ce vrei să faci când erai mic și te gândeai că vei fi mare? Vreau să fiu fotbalist. Fotbalist. Păi se pupă meseriile, să știi, sunteți exact la fel. Tot noaptea prin cluburi am observat că e aceeași treabă. La mine e performanța, într-adevăr, ca DJ. Copii, o să vă auzim piesa. Mare lucru, nu putem discuta, că dacă nu sunteți încă celebri și nu umblați cu niciodată... Putem face și noi un anunț? Vă rog. Facem, de fapt, un casting. Da. Ne pregătim pentru primul nostru videoclip, uh-huh, la melodia Rumba Prețiosa. Toate fetele... S-apeleze la ei! Noi. Exact, să ne trimită un mail pe casting@redcodeoficial.com, oficial cu 2 de F. Da. Da? Poze, o descriere. Da. Și până pe 25 noiembrie le vom da un răspuns. Tot azi, fete, exact, ca orice exact trupă la început. Da. Aren't we all, cum ar zice americanul. Da. Noi, bărbați, în toată viața noastră suntem într-un casting. Fie că îl declarăm la exact televizor. Exact, într-o continuă căutare. Ne pregătim de cântat cu Red Code, un nou proiect muzical la neața. Da, ne pregătim de cântat, dar eu rămân la... Mulțumim frumos, Red Code! Am o vorbă scurtă cu fetele. Uitându-mă la voi, am înțeles de ce fac casting pentru fete, pentru noul videoclip. Vreau să spuneți cum vă numiți. Vorbiți românește? Ciudat. Cum vă numiți și ce ați vrut să vă faceți când erați mici și ce vreați să vă faceți când erați mari? Cum ar veni? Mă numesc Ana. E pornit microfonul albastru. Vreți alt microfon? Dă microfonul tău. E mult mai bun. Microfonul roșu. Mă numesc Ana, da? Și niciodată nu m-am gândit că o să dansez așa. Dar ce vrei să te faci? Doctoriță, aviator, bucătar? Stewardeză. Stewardeză. Da. De aici și legătura. Mă numesc Ana. Da. Eu am vrut să mă fac handbalistă și am antrenor de handbal. Și deodată? Deodată dans. Și deodată dans. Am înțeles. Și dumneavoastră? Nu m-am gândit niciodată. Tu nu te-ai gândit până la vârsta asta ce o să... Până acum nu știu. Până acum nu. Nu. Eu zic să lucrez pe o macara, dacă vrei. Câți ani ai? 20. Incredibil. Nici nu te gândi până la 40, că n-are ce. Oricum, învățătoarea noastră, care cred că avea vreo 50 și ceva, a mea și-o Ruzan, la reuniune dansa un pic mai rapid decât voi, dar nu e ok. Paul mai pune tătăneasă în ceai în spate și mai e artiștii. Cine trece de ceaiul lui Paul, e vivace. Pauză și ne întoarcem în câteva momente.